Hei, v-am promis că o să vă fac niște sugestii privitoare la activitățile de vacanță, așa că astăzi vreau să vă arăt cărticelele din colecția Fingerprint Activities. O să vă arăt și cum funcționează. Acestea sunt niște cărticele cu culori pe bază de apă. Sunt niște culori non-toxice, sunt niște burețe imbibați în culoare și tot ce aveți de făcut este să puneți degețelul acolo și să vă completați desenul. Dar este foarte, foarte simplu de folosit. Este o activitate care îi dezvoltă pe copii foarte, foarte mult. Le dezvoltă creativitatea, le dezvoltă imaginația, motricitatea fină, le dezvoltă foarte multe abilități. Bineînțeles, răbdarea și așa mai departe, dar acesta este modelul cu grădina. Culorile se spală foarte ușor de pe mâini, deci oricum știm copiilor le place să se murdărească, trebuie să le facem această plăcere dacă vrem să se dezvolte. Iar aceasta este o modalitate creativă de a se murdări. Da. Ar mai fi modelul acesta cu animăluțe. Aici sunt doar animăluțe de pictat. Îți arată pas cu pas, cartea este foarte intuitivă, nu trebuie să știi limba engleză ca să o folosești. Îți arată pas cu pas cum să faci un iepuraș, o veveriță și tot felul de desene. Așa, apoi este modelul cu popi și sem la fermă. Cărticelele acestea sunt destul de stufoase, au 64 de pagini, deci aveți toată vara ce lucra la ele. Acest model este cu tot ce întâlnim la o fermă, de la animăluțe, la pomișori, frunze, flori, tot ce găsim într-o fermă. Și ar mai fi modelul acesta pe care eu îl iubesc foarte mult, cu peștișori. Este nou apărut în colecție și are niște desene destul de simple, unele nici măcar nu mai trebuie completate cu carioca, doar trebuie să punem, de exemplu, aici, punem perluța în scoică. Sunt foarte drăguțe. Au peștișori, sirene, rechini. Foarte, foarte frumoase. Și din această colecție ar mai fi cărticelele acestea de pictat cu ștampiluțe. Aici nu avem nevoie de degețel. Luăm ștampiluța de acolo și facem diferite animăluțe. Acestea sunt puțin mai complexe, sunt pentru copii puțin mai mari. Dar merg pe același principiu. Ștampiluțele sunt niște bureței lavabili, le puteți spăla, le puneți la uscat și le refolosiți. Ar fi modelul acesta cu tematică generală și mai este acest model cu animăluțe. Uite cum facem un flamingo. Foarte drăguțe. Papagali. Deci cam acestea ar fi cărticelele pe care vi le propun. Este o activitate foarte frumoasă și care dezvoltă foarte mult pe copilași. Dacă vă place vreun model, ne auzim în privat și haideți să ne facem vara memorabilă.